Programare în Scratch, partea 1. Utilizatorii site-ului HTTP Scratch.edu pot crea proiecte și animații online folosind o interfață asemănătoare unor piese de puzzle. Logo-ul site-ului este Imaginează, Programează, Promovează, distribuie, împărtășește. Scrierea programelor se face prin deplasarea și lipirea blocurilor de programare care sunt deja create. Iată interfața aplicației Scratch. Un program este un set de instrucțiuni pe care computerul le efectuează pentru a rezolva o problemă. Un algoritm poate fi descris ca o succesiune de reguli bine determinate care acționează asupra unor date inițiale, obținându-se în final rezultate. Putem spune că un program poate fi considerat ca fiind traducerea unui algoritm într-un limbaj ce poate fi înțeles de computer. Tipuri de structuri în programare: structura liniară, structura alternativă sau decizională și structura repetitivă. Structura liniară, o secvență. Se execută o singură dată, de la prima până la ultima instrucțiune din șir. Variabilele sunt date ale căror valori se pot modifica în timpul execuției programului. Sarcină de lucru 1. Scrieți un program care calculează câte timbre are Mihai în colecția sa, știind că inițial a primit de la mama sa 5 timbre, cei 4 bunici au dăruit fiecare câte 2 timbre, iar apoi, având dubluri, Mihai a oferit 3 timbre colegului de bancă. Indicații de rezolvare. Accesare site. Creează proiect. Păstrați personajul principal, pisica Scratchy. Creați variabila timbre. Aduceți în zona de scripturi blocurile. Când se dă click pe steagul verde, setează timbre, modifică timbre, spune timbre, blocuri selectate din categoriile evenimente, variabile și aspect. La final apăsați butonul steag verde pentru rularea programului și finalizați cu click pe opțiunile fișier salvează pe calculatorul tău. Accesare site. Iată sloganul. Creează proiect. Închidem tutorialul. Limba română este deja setată. Alegem blocul când se dă click pe steagul verde. Păstrăm personajul Scratchy pe scenă. Creăm variabila timbre. Alegem blocul Setează timbre la 5, continuăm cu blocul modifică timbre cu 8, modifică timbre cu minus 3, iar pentru afișare alegem blocul spune timbre pentru 2 secunde. Aducem scena în prim plan, clic pe steagul verde, clic pe octogonul roșu care oprește rularea programului, din nou execuție program,
Fișier salvează pe calculatorul tău. Ok. Interacțiunea utilizator-program este realizată prin blocul întreabă, care realizează afișarea pe ecran a unei întrebări și memorează intrarea de la tastatură în variabila predefinită răspuns. Un exemplu. Când se dă click pe steagul verde, utilizatorul primește întrebarea din ce țară ești? Răspunsul este editat cu ajutorul tastaturii în zona de intrare. Am tastat România. Pentru afișarea rezultatelor, am folosit blocul Spune combinat cu blocul Alătură din categoria operatori. Iar rezultatul este minunat, cunosc România. Efectuarea calculelor se realizează cu ajutorul blocurilor din categoria operatori. Iată blocul sumă, diferență, înmulțire, împărțire, rezultat al împărțirii a două numere colectat în variabila rest. Sau funcții precum partea întreagă dintr-un număr, rotunjire prin adaus sau cel mai apropiat întreg de un număr. Sarcină de lucru 2. Scrieți un program care calculează restul împărțirii a două numere naturale. Rezolvare. Efecte speciale. Scrieți un program care realizează o pulsație a personajului inimă la fiecare apăsare a steagului verde. Rezolvare. S-a folosit efectul ochi de pește. Efecte speciale 2. Scrieți un program care descrie următoarea întâlnire dintre personajul Scratchy și personajul Fantomă. Rezolvare. Efecte speciale 3. Trimitere înainte sau înapoi cu ien straturi. Tema pentru acasă. Indicați categoriile din care fac parte blocurile din imagine. Iată blocul când se dă click pe steagul verde, aparține categoriei evenimente. Vă mulțumesc!